Anul trecut în județul Giurgiu, aproape 2600 de persoane au susținut examenul pentru obținerea permisului de conducere, anunță Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. După susținerea probelor teoretice și practice, în anul 2013, peste 1300 de persoane au trecut examenul, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 50%. Nivelul de promovabilitate din Giurgiu a depășit nivelul național, care a fost de 40%. Pentru anul 2013, în Giurgiu, rata de promovabilitate a examenului de obținere a permisului auto a fost în creștere cu 10% față de cea pe nivel național. De la 1 ianuarie 2014 până în prezent, rata de promovabilitate este în scădere, însă și numărul celor care au participat la examen este în creștere. De la începutul anului 2014 și până la sfârșitul lunii martie, în Giurgiu, din 1800 de candidați care au susținut examenul pentru obținerea unui permis de conducere, doar 600 au promovat, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de aproape 34%, dintre care cea mai mare promovabilitate a fost la categoria CE și cea mai mică pentru B, iar pentru categoriile nemenționate nu s-au susținut examene.